Duminica a 24-a după Rusalii a reprezentat o zi de mare sărbătoare pentru parohia românească din Kitighaz, Ungaria, a cărei biserică este închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Aici, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, care a sfințit apoi două troițe din piatră. A fost o sărbătoare a hramului aici la una dintre bisericile cele mai importante ale comunității noastre, la parohia Kitighaz, foarte frumos, cu mulți credincioși, cu multă lume, atât din Kitighaz cât și din împrejurim, de la Otlaca Pustă, din Jula, dar și din România, din Vladimirescu, din Arad, din Cuvin și, bineînțeles, cu un sobor frumos de preoți și dincolo de frumusețea în sine a sărbătorii prin care noi am cinstit pe ocrotitorii acestui sfânt locaș și pe ai credincioșilor ortodoxi români de aici, din Kitighaz. Bucuria noastră a fost sporită în anul acesta prin faptul că, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Florin Olteanu, care este și protopop de Jula, au fost realizate două troițe foarte frumoase din piatră, una dintre ele așezată în fața locașului de cult și una în cimitir. Și, bineînțeles, în realizarea acestor troițe s-a obținut și sprijinul necesar din partea celor de la Budapesta, care sprijină astfel de inițiativă. Astăzi, cu anticipație, prăsnuim hramul parohiei noastre, prin care dorim să mulțumim, în primul rând, Părintelui Ceresc pentru binecuvântarea trimisă mereu și mereu și mereu peste sufletele oamenilor. Dorim să mulțumim pentru tot harul ce se revarsă peste noi și mai cu seamă în aceste zile frumoase de sărbătoare. Pentru că pe lângă momentul înălțător, astăzi comunitatea noastră are și un moment istoric. S-au inaugurat și s-au sfințit două frumoase cruci. O zi importantă, un reper important în viața comunității istorice românești de aici, din comuna Kitighaz, una dintre cele mai importante localități din cadrul comunității românești din Ungaria. Ne-am bucurat să fim împreună cu Preasfințitul Episcop Siluan la ceremonia liturgică prilejuită de hramul acestei biserici istorice. De asemenea, am fost împreună la sărbătoarea intitulată Satul meu Kitighaz, la o sărbătoare culturală și de asemenea ne-am bucurat foarte mult de faptul că astăzi au fost inaugurate două troițe, două cruci monumentale în această localitate, una în fața bisericii și una în cimitirul din localitate. Toate aceste mărturii sunt pentru a demonstra apartenența la comunitatea românească și apartenența la filonul neamului românesc. Biserica de zid din Kitighaz este situată în centrul comunei și datează din anul 1779, fiind ridicată în locul unei alte biserici românești mai vechi.